Vă pare rău acum de ce s-a întâmplat? Normal, că sunt și bătut, sunt și rău. V-a lovit? Bătrânul își câștiga existența scormonind printre tomberoane. În dimineața zilei de 28 aprilie a mers la blocul unde locuia finanțistul pentru a culege păpădie. De la etaj, bărbatul i-a reproșat că se ține de furat, iar cei doi s-au luat la ceartă. Victima a coborât val vârtej în stradă, l-a luat la bătaie pe gunoier care l-a înjunghiat mortal. Dar ce v-a zis? Zice, am de furat și de culeg. M-a dat jos la mine, m-a trântit pe stradă, m-a dat un pumn, m-a bașat un sui calare pe mine. Și după ce m-a sculat, am dat cu cuțitul. A dat cuțit la dumneavoastră, îl țineați tot timpul? Am luat să culeg păpădii pentru păsări. Acum vă pare rău? Rău, bine, tot atât de acum. Nu l-am cunoscut doar, dragă, nici habar n-am avut, nici nu știu cine e persoană. Sunteți vinovat? Oamenii legii au descoperit la locuința suspectului ascunsă într-o poiată de păsări arma crimei. Bătrânul este recidivist și are la activ mai multe fapte comise cu violență. În urma investigațiilor efectuate a fost depistat autorul omorului comis la Bârlad în persoana unui cetățean locuitor al orașului în vârstă de 73 de ani. Care a recunoscut săvârșirea infracțiunii de omor calificat, recunoaștere care se coroborează și cu alte probe administrate în dosar. Învinuitul ne-a predat și arma crimei în urma percheziției pe care am efectuat-o la locuința acestuia din Bârlad. Pentru fapta sa, bătrânul riscă să-și petreacă restul zilelor după gratii.